Locuitorii Republicii Moldova au reacționat ambigu la discursul de revelion al președintelui Maia Sandu. Cetățenii au publicat pe rețelele de socializare fotografii realizate în timpul discursului șefului statului, iar unele postări au fost însoțite de comentarii negative. Unii cetățeni au acoperit ecranele televizoarelor cu o față de masă sau cu un prosop. În noaptea de Crăciun, în mod special, în câteva minute, alții au postat fotografii însoțite de comentarii rușine, demisionează. Mai multă noapte de revelion, telespectatorii s-au adresat și către Moș Crăciun. Dragă Moș Crăciun, ia-o pe Maia Sandu din Republica Moldova și dăruiește poporului nostru fericire și liniște. Sper că vei îndeplini visul pe care îl are majoritatea cetățenilor țării noastre, au scris oamenii pe internet. Discursul de revelion al președintelui a fost comentat activ pe pagina oficială de Facebook a Maiei Sandu. Cetățenii nu și-au ascuns nemulțumirea față de actualul guvern. Oamenii au înțeles și au văzut cine ești, le-ați arătat tuturor adevărata față. Nu înțeleg cine poate scrie comentarii pozitive. Oamenii care locuiesc undeva pe insula Caraibe sau în altă parte, dar evident că nu în Moldova. Numai în timpul alegerilor ați vorbit atât de delicat și frumos, în rest nu mi-amintesc să fi avut o bătaie de cap pentru poporul moldovenesc. Sărbători fericite, sper să vă fie milă de noi care nu mai avem putere să muncim. În timpul discursului Maiei Sandu, unii cetățeni au arătat și gesturi obscene. În discursul său de anul nou, Maia Sandu a spus că a fost un an dificil. Ea a recunoscut că mulți oameni simt un gol profund în suflete. Vorbind despre succesele Republicii Moldova, președintele a amintit în primul rând de campioana mondială la lupte, Anastasia Nikita, despre canionistul Sergei Tarnovski, care a adus și aur de la campionatele mondiale. A fost menționat și paralimpicul Oleg Crețu, care a câștigat campionatul european de judo pentru nevăzători și deficiențe de vedere. Toți acești oameni au obținut succese și au glorificat țara cu un sprijin minim din partea statului.